Schidem Cartea Sfântă Biblia la Evanghelia după Matei, de la capitolul 9, versetul 27 până la 38. pagina 932, în Biblia versiunea Dumitru Cornelescu. Când a plecat de acolo, s-au luat după Iisus doi orbi, care strigau și ziceau, ai milă de noi, fiul lui David. După ce a intrat în casă, orbii au venit la el și le-au zis, și Isus le-a zis, credeți că pot face lucrul acesta? Da, Doamne, au răspuns ei. Atunci s-a atins de ochii lor și a zis, facă vise după credința voastră. Și li s-au deschis ochii. Iisus le-a poruncit cu tot din adinsul și le-a zis, vedeți să nu știe nimeni. Dar ei, cum au ieșit afară, au răspândit vestea despre el în tot ținutul acela. Pe când plecau orbii aceștia, iată că au adus la Iisus un mut îndrăcit. După ce a scos dracul din el, mutul a vorbit. Și noroadele mirate ziceau, niciodată nu s-a văzut așa ceva în Israel. Dar fariseii ziceau, cu ajutorul Domnului dracilor scoate el dracii. Iisus străbătea toate cetățile și satele, învățând pe norod în sinagogi, propovăduind Evanghelia Îmbărăției, și vindecând orice fel de boală și orice fel de neputință care era în norod. Când a văzut gloatele, i s-a făcut milă de ele, pentru că erau necăjite și risipite, ca niște oi care n-au păstor. Atunci a zis ucenicilor săi, mare este secerișul, dar puțin sunt lucrătorii. Rugați, dar pe Domnul secerișului să scoată lucrători la secerișul lui. Amin. Vă puteți reașeza. Am ajuns în cadrul studiului Știu ce cred la lecția numărul 35, așa cum ați văzut pe grupul de WhatsApp, în descrierea grupului găsiți toate lecțiile, atât de la studiul ăsta cât și de la studiul pneumatologie. Și e foarte important să parcurgem mărturisirea de credință ca să înțelegem ce credem. Astăzi vom vorbi despre vindecările divine. Ca și moto am ales acest cuvânt, din cartea epistola lui Iacov, capitolul 5, versetul 15, unde Biblia zice: rugăciunea făcută cu credință va mântui pe cel bolnav și Domnul, Domnul nu altcineva, Domnul, îl va însănătoșa și dacă a făcut păcate, îi vor fi iertate. Uitați-vă că rugăciunea este condiționată ca să fie ascultată să fie cu credință. Și vedeți, nu doar rostită aiura, ci creată, făcută, construită cu credință, care aduce în primul rând prioritate, este mântuire chiar peste cel bolnav, apoi este vorba de însănătoșare, iar dacă păcate a făcut, îi vor fi rătate, aici o să legăm, că o să vedeți că e vorba și de mărturisire. Dacă ne referim la vindecare, la termenul de vindecare și la termenul de tămăduire, pentru că sunt doi termeni care sunt utilizați pentru acest subiect în Biblie, vindecare apare în Biblie ca termen de 115 ori în 105 versete. Termenul de tămăduire sau a fi tămăduit apare în Biblie de 56 de ori partizat pe 54 de versete. Deci în total undeva la 170, peste 170 de apariții a conceptului aș vrea să observăm mai întâi că autorul tuturor vindecărilor biblice, deci nu vindecări de altfel, ci biblice, este Dumnezeu. Și când zic Dumnezeu, mă refer la Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul, Dumnezeu Duhul Sfânt. De niciun om nu poate face o vindecare, dacă e vorba de o vindecare biblică, nu alte vindecări. Și diavolul face vindecări, o să o vedem imediat, dar n-au legătură cu aceste vindecări autentice. Uitați-vă ce zice... Dumnezeu, unde o 32 cu 39, să știți, dar că eu sunt Dumnezeu. Prima trebuie să crezi în identitatea lui Dumnezeu ca să crezi în vindecările lui, și țineți minte, și că nu este alt Dumnezeu în realitate, în afară de mine. Ei imită vindecările Domnului, dar nu sunt vindecări adevărate. Ascultați ce zice Biblia. Dumnezeu zice: Eu dau viață și eu iau viață, eu mor. Eu rănesc. Și numai eu tămăduiesc. Și nimeni nu poate scoate pe cineva din mâna mea. Adică nimeni nu-i deasupra mea ca autoritate, zice Dumnezeu. El, Dumnezeu, dă viață și El retrage viață. El îngăduie să fie rănit cineva, adică bolnav, într-o problemă medicală și nu numai, ca psihică emoțională și numai El tămăduiește. Uitați-vă că Cuvântul Domnului spune Iov 5 cu 18 despre el, despre Dumnezeu. El face rana și tot el o leagă. El rănește și mâna lui tămăduiește. Autorul tuturor vindecărilor biblice este în exclusivitate Dumnezeu. Psalmul 103, versetul 3, partea B, El îți vindecă toate bolile tale. El îți vindecă toate bolile tale. După ce în prima parte a zis, El îți iartă toate păcatele tale. Deci dacă tu crezi în iertarea lui Dumnezeu că este totală, trebuie să crezi că Dumnezeu are capacitatea și puterea să-ți vindece și toate bolile. O să vedem că unele nu le vindecă și din ce motive, dar nu intrăm acum în detalii la introducere. Ieremia striga și spunea, vindecă-mă tu, Doamne, și voi fi vindecat. Dacă mă vindecă altcineva, nu ține vindecarea asta. Numai dacă mă vindești tu, autorul vindecării este Dumnezeu. Citez că cel ne-a sfârșit, Osea 6 cu 1, să ne întoarcem la Domnul, zice mai înainte, că El ne-a sfârșit, dar tot El ne va vindeca, El ne-a lovit. Și aici când zice Dumnezeu și Cartea Sfântă, El ne-a lovit, să știți că niciodată Dumnezeu nu lovește direct. Dumnezeu îl îngăduie pe satana să te lovească și Dumnezeu îngăduie o boală asupra vieții tale, dar nu Dumnezeu îl lovește direct. El îngăduie, El e suveran, El e autoritatea supremă. Dar tot El ne va lega rănile. Uitați-vă ce asemănare frumoasă, lovit, dar și legat. Și numai Dumnezeu îți poate lega rănile. Dacă încerci la oameni să găsești leac alinător, cum se spunea, din Galat, în Cartea Sfântă, nu o să găsești singurul care îți leagă cu adevărat rănile, și nu doar o parte din ele, ci toate rănile tale, este Dumnezeu. Cartea Osea, Dumnezeu zice, le voi vindeca vătămarea adusă de neascultarea lor, îi voi iubi cu adevărat, Osea 14 cu 4. Vedeți? Neascultarea aduce vătămare, atacă sufletul tău. Și singurul care te poate vindeca este Dumnezeu. Și face asta nu pentru că meriți sau merităm, ci pentru că El te iubește. Ascultați ce zice Dumnezeu, e foarte supărat în contextul ăsta pe Efraim și zice așa, și totuși eu am învățat pe Efraim să meargă. Apoi zice Dumnezeu, nu doar că l-am învățat să meargă, l-a ridicat în brațe. Adică l-am luat de jos de tot și am asigurat acea protecție de care are nevoie ca un tată care își ia copilul și îl ține aproape, îl îmbrățișează atunci când e frică. Dar ascultați ce zice Dumnezeu. Dar n-au văzut că eu îi vindecăm. N-au realizat oamenii ăștia din poporul lui Efraim, că aici e vorba de mai mulți oameni dintre fiul lui Iosif, care au format o seminție a lui Israel. N-au realizat că nu inteligența lor, că nu banii lor, că nu prietenii lor, că nu sistemele lor medicale, că nu anturajele lor pozitive. El, Dumnezeu, eu îi vindecam. Oare noi realizăm că singurul care ne acordă asistență și care e cu noi e Dumnezeu? Realizăm noi că am avut momente în care Dumnezeu ne-a învățat să umblăm pe calea credinței. Și când am căzut și ne-am împleticit pe drum, cineva a venit lângă noi. Și când nu mai aveam nicio speranță și când meritam să primim un picior de exit, afară, dispare, Dumnezeu ne-a luat în brațe. Dar avem noi momente în fiecare secundă a vieții noastre și spune Lui Dumnezeu, credem, Doamne, că Tu ne-ai vindecat. Și vedem asta cu ochiul liber, sufletul nostru este sigur de asta. Uitați-vă că Dumnezeu vindecă prin cuvânt, versetul din 107, psalm, versetul 20, spune așa, a trimis cuvântul său și i-a tămăduit, i-a scăpat de groapă. Matei 8 cu 8, 7, Luca 7 cu 7, un bărbat a fost trimis să-i spună lui Isus Hristos, nu sunt vrednic, zice proprietarul casei, să intri sub acoperământul meu unde este un angajat, un sclav, care e bolnav pe moarte, am credință, zice omul ăsta. Zice, dacă zici un cuvânt, robul meu va fi tămăduit. Un cuvânt, zice Domnul, spune Biblia, și femeile aducătoare de vești bune sunt o mare oștire. În loc să fie persoane care lovesc, care atacă, care se, se supără, sunt persoane care aduc vești bune și nu sunt puține, e o mare oștire. Să zică Domnul un cuvânt pentru sufletul tău, să zică Domnul un cuvânt pentru inima ta și să vezi cum în inima ta curge un râu de viață, de binecuvântare, se transformă starea sufletului tău. Nu uita, Dumnezeu vindecă prin cuvânt. Dacă este imposibilă prezența unui slujitor în incinta sau în, în anturajul unui, unui, om care e bolnav, probabil este la terapie intensivă și este sub blocul operator, în sisteme medicale rigide, care nu-i dau voie nici unui slujitor să intre. Dumnezeu poate să zică un cuvânt. Și cuvântul lui Dumnezeu are putere de vindecare. Credeți asta? Credeți asta? Slăvit să fie Domnul. Un cuvânt. Dumnezeu vindecă și prin cuvântul Său. Uitați-vă că Dumnezeu are în plan să vindece România, nu doar de alegeri, ci în fiecare zi. Dacă poporul meu, peste care este chemat numele meu, uitați-vă, cum se spunea foarte bine, în primul rând se va smeri, va renunța la mândrie, va renunța la ideea că El merită ceva, că El e important, că El e în centru, se va smeri. Uitați-vă, următorul pas care trebuie să-l facă oamenii, se va ruga. Cât din, cât din timpul nostru de rugăciune alocăm să ne rugăm pentru țară? Câți dintre noi se mai roagă pentru cei ce conduc România? Câți mai sunt interesați de oamenii care merg în iad? O grămadă de români mor în fiecare zi. Cine se mai roagă pentru copiii străzii care dorm în canale? Cine mai este interesat în contemporaneitate de colegii lui și de colegele ei? Cine este interesată? să-i spună ceva despre Hristos, să le vorbească oamenilor că există rai și că există iad. Și ascultați ce zice Biblia, dacă se va ruga și dacă va căuta fața mea, trebuie să fie interes pentru Dumnezeu. Dacă se va abate de la căile lui rele, asta înseamnă separare totală de păcat. Ascultați ce promite Dumnezeu, îl voi asculta din ceruri. Îi voi ierta păcatul pentru că prioritate. este iertarea păcatelor înaintea vindecării și îi voi tămădui țara. Vindecă, Doamne, Românie. Vindecă, Doamne, Românie. Lucrează pentru asta. Dumnezeu vindecă prin rănile Domnului Iisus Hristos. Isaia 5, 3, cu 5, prin rănile Lui suntem, nu doar am fost, ci suntem la timpul prezent tămăduiți. Un al doilea lucru foarte important, pentru că, pe lângă faptul că am zis că autorul vindecărilor biblice este Dumnezeu, aș vrea să sublinez faptul că ascultarea duce la vindecare. Ascultarea rezultă vindecarea. Dacă vei asculta, spune Dumnezeu foarte clar, exot 15 cu 26, dacă vei asculta cu luarea minte glasul Domnului, dacă vei face ce este bine înaintea Lui, dacă vei asculta, repetă din nou Dumnezeu, de poruncile Lui și dacă vei păzi toate, nu doar o parte dintre ele, toate legile Lui, nu te voi lovi cu niciuna din bolile cu care am lovit pe egiteni. Ascultați de ce? Pentru că eu sunt Domnul care te vindecă. Și acolo în ebraică scrie, eu sunt Jehova Rafa, Dumnezeul care te vindecă. Dumnezeu e autorul vindecării, dar la baza vindecării tale, întotdeauna stă, întotdeauna stă, fără excepție, ascultarea. Nu vă mai rugați pentru vindecare dacă n-ați intrat în planul lui Dumnezeu. Că vă pierdeți timp în rugăciune. Eventual în timp ce vă rugați să-i spuneți Domnului Doamne, dacă mă vezi că nu sunt pe direcția bună, nu sunt în direcția corectă unde e planul tău, ajută-mă, Doamne, să mă mut din direcția mea și să ascult de vocea ta, să ascult de planul tău. De ce? Ascultarea aduce vindecarea. Nu există vindecare fără ascultare. Uitați-vă că vindecarea vine în urma întoarcerii noastre la Dumnezeu. Ascultați ce vrea să facă cel rău. Nu cumva, nu cumva să vadă cu ochii, să audă cu urechile, să înțeleagă cu mintea sau cu inima și să se întoarcă la Dumnezeu și să-i vindec acesta era planul care vrea Dumnezeu să-l facă. Dumnezeu ar fi vrut să-i vindece pe oamenii care aveau probleme spirituale și când zic vindecare nu mă refer doar la anumite boli care să fie înlăturate din perspectiva medicală, ci în primul rând bolile spirituale. Dumnezeu avea un plan să vindece pe poporul său, dar uitați-vă, nu vedeau cu ochii prezența lui Dumnezeu, nu mai ascultau cu urechile poruncile Domnului, deși le aveau cu ei în fiecare zi și nu mai acceptau această percepție clară a cuvântului care să coboară la nivelul minții lor și să accepte că Dumnezeu le vorbește lor personal, să înțeleagă cu inima. Și dacă vor înțelege, după ce au văzut cu ochii lor și au auzit cu urechile lor, se vor întoarce. Dacă vezi, auzi și pricepi, n-ai cum să nu te întorci. Dacă înțelegi ce mare e dragostea lui Dumnezeu, cât de mult își manifestă El iubirea și ce planuri are Dumnezeu cu viața ta, e imposibil să nu-ți pese de cer. Trebuie să fii fără minte cu probleme de altă natură decât probleme fizice și să zici, nu-mi pasă de Dumnezeu. Trebuie să ai o foarte mare problemă să nu-ți pese de Dumnezeu. Când tu pricepi ce face Dumnezeu pentru tine, vindecarea vine în exclusivitate în urma întoarcerii la Dumnezeu. Aș vrea în al treilea rând să vorbim despre activitatea Domnului Isus Hristos de a vindeca. În anumite locuri, sublinez, în anumite locuri, nu în toate locurile, Isus Hristos i-a vindecat pe toți bolnavii. Seara, zice cuvântul Domnului, Matei 8 cu 16, seara, au adus la Isus pe mulți îndrăciți, El, din nou, prin aceeași metodă, prin cuvântul Lui, a scos din ei duhurile necurate, și a tămăduit pe toți bolnavii. Deci până în momentul acesta nu găsim o manifestare a lui Isus Hristos prin care să meargă pe pieptul unui om, să-l împingă și să cadă jos omul. Ok? Și o să vedem că parcurgem toate pasajele biblice și nu există o astfel de manifestare. Eu vă spun direct, cine merge la Revival România, păcătuiește. Acolo nu aveți ce să căutați și vorbesc special pentru cei care sunt online, pentru că acolo nu-i Dumnezeu. Este o manifestare carismatică, nu are formă apostolică, care n are nimic de a face cu Biblia. O să trecem prin pasajele biblice toate, inclusiv cele de cazuri de îndrăciți, și o să observați că nicăieri în Biblie, Iisus Hristos n-a făcut gestul ăsta în care să atingă pieptul unui om, să-l împingă puțin, cu mâna sau cu haina, el să cadă jos, și după aceea să fie vindecat sau eliberat. Asta nu scrie în Biblie de nicăieri. Nici măcar acolo unde au fost oameni care posedați de demoni curați, au fost strântiți de diavolul, nu de Isus. Reține sublinierea. De diavolul au fost strântiți la pământ. Da? Matei 6 cu 55, după el, după Domnul Isus Hristos, au mers multe noroade. El a tămăduit pe toți bolnavii, Matei 12 cu 15 și Matei Marcu 6 cu 55 și toți cât se atingeau de el erau tămăduiți. La fel ni se spune în Matei 14 cu 36. Deci există locuri în Biblie, locații, localități, unde Isus Hristos în activitatea sa de vindecare i-a vindecat pe toți bolnavii prezenți. Da? Dar asta nu înseamnă că Isus Hristos, obligatoriu, trebuie să-i vindece pe toți bolnavii dintr-o anumită locație dacă așa a făcut în anumite localități. Ucenicii au primit mandat și vreau să subliniez aici că mandatul acesta din Matei 10, chiar imediat după ce am citit urmează pasajul ăsta, mandatul acesta nu este un mandat pe toată durata vieții ucenicilor. Da? Pentru că, spre exemplu, Iuda a primit mandatul acesta în Matei 10 și uitați-vă, în mandatul acesta a primit autoritate peste orice tip de boală, dar nu peste toate bolile, adică nu toate să fie vindecate obligatoriu într-o anumită locație și într-o anumită secundă, deși au primit autoritate peste orice tip de boală. Dar mandatul acesta n-a fost pe toată durata vieții lor. A fost un mandat limitat până când s-a coborât Duhul Sfânt în fapte 2. De ce? Pentru că Iuda a primit mandatul acesta și totuși s-a dus în iad. Înțelegeți ce spun? Și în mandatul acesta, Există niște prescripții care sunt de factură temporară, le citim, da? Ascultați ce spune cuvântul Domnului. Versetul 5, începem, da? Matei 10. Aceștia sunt cei 12 pe care a trimis Isus după ce le-a dat învățăturile următoare, să nu mergeți pe calea păgânilor și să nu intrați în vreo cetate a samaritenilor. Întrebare, după aceea s-a intrat într-o cetate a samaritenilor? Da sau nu? S-a intrat sau nu s-a intrat? Pe cum să nu se intre? Pentru că în fapte 8 de la 1 a început prigoana și Filip Evanghelistul a intrat taman în Samaria să predice Evanghelia și n-a făcut nicio diferență între samariteni și galileeni. Mandatul acesta din Matei 10 a fost un mandat temporar. Da? Deci avea o prescripție. N-ai voie să intri în cetatea samaritenilor. Da? uitați-vă mai departe ce spune Biblia, ci să mergeți mai degrabă la oile pierdute ale casei lui Israel. De ce? Pentru că era perioada în care Mântuitorul activa într-un mod special pentru evrei. Când a venit la Iisus Hristos o femeie de origine sirofeniciană, Domnul Iisus a zis, femeie, nu este încăduit să iei pâinea copilor și să o la căței, pentru că n-am venit decât la oile pierdute ale casei lui Israel. Ăsta era mandatul pentru acele momente, pentru acea perioadă. Ascultați ce zice mai departe cuvântul Domnului pe drum, să o propovăduiți și să ziceți, împărăția cerurilor este aproape, lucru care e valabil și în prezent, vindecați pe bolnavi, înviați pe morți, curățiți pe leproși, scoateți afară dracii, fără plata ați primit și fără plată să dați, nu luați nici aur, nici argint, nici aramă în briele voastre, nici traistă pe drum, nici două haine, nici încălțăminte, nici toiag, căci vrednic este lucrătorul de hrana lui. În orice cetate sau sat veți intra, să cercetați cine este acolo, vrednic să și să rămâneți la el până veți pleca. La intrarea voastră în casă, urați de bine și dacă este casa aceea vrednică de pacea voastră, să vină peste ea, dar dacă nu este vrednică, pacea voastră să se întoarcă de la voi. Dacă nu vă va primi cineva, nici nu vă va asculta cuvintele voastre, să ieșiți din casă sau din cetatea aceea și să scuturați praful de picioarele voastre. Adevărat, adevărat vă spun că în ziua judecății va fi mai ușor pentru ținutul Sodomei și al Gomorei decât pentru cetatea aceea. Da? Și ascultați, există niște, niște prescripții temporare. Nici traistă pentru drum să luați, nici două haine, nici încălțăminte, nici toiac. Ori în momentul în care Iisus Hristos este prins, Mântuitorul zice celor din jur, v-am spus până acum să nu luați cu voi nici sabie, nici traistă, nici haină, dar vedeți că vine prigoana, vine momentul dificil, îmbrăcați-vă bine, că nu știți unde dormiți la noapte. Înțelegeți ce zic? Deci mandatul acesta nu l putem lua ca o prescripție obligatorie pentru contemporaneitate. Da? După cum botezul lui, Ioan, botezul lui Ioan este foarte biblic, dar nu este total, este doar un mijloc prin care se ajunge la intrarea în opera mântuitoare a lui Isus Hristos. Botezul Ioan era botezul pocăinței și botezul biblic este regăsit în Matei 28, cine va crede și se va boteza, va fi mântuit. În botezul lui Ioan, de exemplu, nu avem dovadă că s-a folosit numele Tatălui, a Fiului și a Duhului Sfânt. În botezul creștin, obligatoriu când cineva este botezat biblic, trebuie să se fie botezat în numele Tatălui, în numele Fiului și în numele Duhului Sfânt. Iisus a chemat pe cei 12 ucenici ai săi și le-a dat putere să scoată afară durile necurate și să tămăduiască orice fel de boală și orice fel de neputință. Rețineți că orice fel, dar nu neapărat toate persoanele prezente acolo, orice tip. Haideți să vedem care au fost vindecările și exorcizările pe care le-a derulat Iisus Hristos e vorba de scoaterea demonilor, spre exemplu, îndrăcitul muci orb din Matei 12 cu 22 e vindecat și în Luca 8 cu 36 ni se spune că e vindecat un om care este stăpânit de dragi. Observați că sunt vindecați și eliberați de demoni copii minori care sunt cu posesiuni demonice asupra lor. Matei 15 cu 28. E vorba de o fată, fata acelei femei de origine sinofegiană sau caraniancă și Matei 17 cu 18 este un băiat la poalele muntelui schimbării la față, este întâmpinat Iisus Hristos de cine? De un tată disperat care sublinează că băiatul lui este extremist, adică atunci când vede un foc, instant se aruncă în foc. Nu mai gândește pericolul care există în fața lui, și anume că focul va arde. Vrea cu asta cu intenție. Era posesie demonică, da? Nu mai putea gândi. Apoi, când vedea o apă ca un lac sau ca altceva, care este întins, care prezintă pericolul de a se neca, fără nici măcar ideea să poată nota, se lua și s-arunca în mare. Se era o posesiune demonică, care îi prelua controlul gândirii acelui băiat care înțelegem că nu era foarte mic. Să zici că la un mic îl controlez. Era un adolescent cel mai probabil. Apoi în Matei, în Matei 4 cu 24 este un lunatic. Uitați-vă că sunt cazuri în care oameni chinuiți de demoni. Matei 4 cu 24, Luca 6 cu 18. Sunt eliberați în numele lui Isus de sub puterea demonilor. Vindecări de boli, cum ar fi orbirea, oameni care au fost orbi din naștere, Matei 20, 21 cu 14, Luca 7 cu 21, oameni ciungi, adică oameni la care li liseau părți din corp. Înțelegeți ce zic? Da? Spre exemplu, nu avea o mână, nu avea un deget și Isus Hristos avea capacitate să reașeze degetul exact de mărimea care trebuia la locul lui sau mâna sau piciorul sau o parte, un mădular din trup. Matei 15 cu 30, șchiopi, da? oameni care aveau probleme medicale, această dizabilitate. Matei 21 cu 14, am amintit că acolo erau și orbi și șchiopi. Leproși, cum ar fi cei 10, leproși, Luca 17, femeile care aveau o hemoragie care nu se oprea de 12 ani și femeia aceasta atât din mare cu cât și din Luca ne spune Biblia că niciun medic n-a vindecat-o deși toate resursele financiare și le-a cheltuit la medici. Uitați-vă că Biblia spune, Matei cu 9,35 Domnul Iisus Hristos vindeca pe oamenii care aveau neputințe în norod. Ce se erau tipurile de vindecări? Aș vrea în al patrulea rând să vorbim despre acțiunile de vindecare sau cum s-a procedat pentru vindecarea unui om în Vechiul Testament mai întâi. Scăldătoarea de la râul Iordan da? la porunca Domnului când s-a scăldat a șaptea oară, nu prima dată, în conformitate cu mesajul pe care l-a transmis Dumnezeu prin profetul Elisei, Naman, care este de origine siriană, păgân, omul ăsta nu doar că e vindecat, omul ăsta e convertit, omul ăsta e schimbat. Știți cum se întoarce acasă? Zice: Îmi dați voie, profetul Elisei, să iau pământ din spațiul ebraic, să-l duc în casa zeului meu, în casa lui Rimon, și când mă închin lui Iacve, Dumnezeului lui Israel, să-mi pun pe pământul ăsta ebraic și atunci când regele se rează mă de mine în sistemele lui păgâne și a zeilor lor că se închină, ale zeilor lui că se închină, eu să mă închin Dumnezeului adevărat. Omul s-a schimbat radical. Pentru că, dragii mei, vindecarea adevărată schimbă mai întâi inima unui om. Îi schimbă crezul, îi schimbă interiorul. Dacă cineva este vindecat și mai departe fumează, vai de vindecarea aceea, este fără de folos. Dacă cineva e vindecat fizic și mai trăiește încă 25 de ani, 40 de ani, 50 de ani și continuă să înjure, să se uite la prostii, să trăiască în păcate, vai de omul acela, degeaba a fost vindecat. Vindecarea adevărată atinge mai întâi interiorul. Uitați-vă că e omului Dumnezeu, împăratul Ezechia, 2 împărați 20 cu 7, am folosit foarte multe pasaje biblice, recunosc și probabil că e mai greu de să mă urmăriți, dar am vrut neapărat să vă dau o doctrină corectă și cât mai compactă din perspectiva Scripturii. Uitați-vă că atunci profetul Isaia a zis tu ai o boală care n-are leac la oameni și la medici. Uită, eu, Domnul, decid să-ți spun ca peste rana ta, fără explicație biologică, să pui o turtă de smochine. Și când tu ai pus turta asta de smochine pe rana ta, ești vindecat instantaneu. Ce legătură are din perspectivă medicală sau biologică o turtă de smochine cu o boală incurabilă? Există vreo legătură? Aveți iluzia că o parte din uh, lichidul, din smochinele acelea, i-a vindecat boala? Nici într-un caz. Este o intervenție supranaturală a lui Dumnezeu și așa a decis Dumnezeu acolo și așa a vorbit prin profetul lui Isaia. După ce înainte a spus că va muri sigur, să-și pună casa în duală că nu va mai trăi și va muri. Intrăm să vedem cum se progeda puțin, doar subliniez, atunci când cineva era bolnav de lepră. Preotul verifică dacă un lepros este tămăduit sau nu de rana leprei. Levetic 13 cu 14, 14, cu 13. Foarte important de reținut. Adică preotul avea rol de medic și dacă preotul spunea încă rana ta nu este vindecată, el, acel om lepros, nu avea voie să stea în societate. Trebuia să fie expulzat în afara societății și de la distanță de câteva sute de metri când vedea un om sănătos sau nesănătos, nu contează, avea obligația legislativă să ridice ambele mâini sus și să strige Necurat, necurat. Da? Dacă observa că rana s-a mai închis sau anumite fire de păr din rană s-au dus, avea obligativitatea legislativă. Înainte să se prezinte la un membru din familia lui, să meargă din nou la preot, preotul să verifice dacă este vindecat sau nu. Uitați-vă cum proceda Domnul Isus Hristos atunci când vindeca pe cineva. Primul procedeu foarte des întâlnit este că punea mâinile peste bolnav da? Sau puneam mâinile peste ochii orbului, Matei 8 25, cităm, Iisus i-a pus din nou mâinile pe ochi, da? N-a făcut nicio mișcare de gen care să evidențieze, să șocheze. I-a pus mâinile pe ochi, i-a spus să se uite țintă și când s-a uitat a fost tămăduit și a văzut toate lucrurile deslușit. Pentru că o vindecare autentică este o vindecare totală când un orb este vindecat de Domnul Isus Hristos, biblic, nu vede jumătate. Vede sau nu vede? Vede sau nu vede? Este o vindecare totală. I-a pus mâinile pe ochi, e actul punerii mâinilor, apoi a zis să se uite țintă. Și când el s-a uitat, bineînțeles că a avut credință acest orb, a fost tămăduit și a văzut toate lucrurile deslușite. Uitați-vă, Biblia zice, bolnavii se atingeau de poala hainei lui, Matei 14,36. Mai mult, Evanghelistul Marcu zice, chiar se înghesuiau spre el ca să se atingă de el. Deci imaginați-vă că este un bărbat între vârsta de 30 de ani și 33 de ani. Merge într-o mare masă de oameni și oamenii au o singură dorință, este dorința vieții lor. Aveau credință puternică și își ziceau de acasă, mă pornesc de acasă, cu această credință, dacă străbat marea asta masă de oameni și nu mă calcă în picioare, ca așa de mulți erau, și reușesc să mă ating cu un deget de pala hainei lui, nu contează că e de jos, de la mijloc, de sus, dacă mă ating de pala hainei lui, voi fi vindecat. Slăviți să fie Domnul! Slăviți să fie Domnul! Ce mare este puterea lui Dumnezeu. Uitați-vă din nou această practică a Mântuitorului, Luca 4 cu 40, el își punea mâinile peste fiecare dintre ei și îi vindeca. Nu i-a aruncat pe spate, să ne înțelegem. Își punea mâinile, nu există manifestarea de a arunca pe spate. Pentru că Biblia zice, din el ieșea o putere care îi vindeca pe toți, Luca 6 cu 19, și versetul din Luca 5 cu 17 spune, puterea Domnului era cu el ca să vindece ca să vindece. Un alt pasaj foarte important, Iisus le-a primit bine pe noroade, uitați-vă cum își derula activitatea de minune Iisus Hristos, le vorbea despre împărăția lui Dumnezeu, deci prioritatea era intrarea în împărăția lui Dumnezeu, schimbarea radicală a vieții și vindeca pe cei ce aveau trebuință, nu care credeau ei, care chiar aveau trebuință de vindecare. Apoi, uitați-vă în Luca 22 cu 51, chiar în ultimele momente când a fost prins, da? când Petru a folosit această poruncă Mântuitorului să iau o sabie cu el, dar n-a folosit-o unde trebuia, trebuia probabil să o folosească numai pentru securitate împotriva animalelor sălbatice sau tâlharilor să le vie frică de ei că au sabie, dar să nu o folosească să se omoare pe oameni. Și el a luat Sabia a scos-o din teacă și pac i-a retezat urechea robului marului preot al lui Malcu, pe nume. Isus Hristos este în ultimele ore de viață. Uitați-vă ce face. Nu zice, vă rog frumos, pregătiți-vă, se va face o minune. Pregătiți-vă, toate ușile să se deschidă, credeți acum. Nu, 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 nu. Este o activitate foarte aparent simplă. Te o activitate autorității. Pentru că vindecările n-au nevoie de promovare. Vedeți? În ce am vorbit aici și în ce am citit Iisus Hristos, Biblia zice foarte clar, celor doi ore pe li s-a deschis ochii, Iisus le-a poruncit cu tot din adinsul și le-a zis, vedeți să nu știe nimeni. Caracterul vindecărilor pe care le face Iisus Hristos este un caracter al simplității, al smereniei. El niciodată n-a avut o minune ca să impresioneze pe cineva. Pentru că la oameni nu prostește la foarte multe lucruri. Vă dați seama ce au înțeles oamenii ăștia după ce doi orbi au fost vindecați de Iisus? Știți cum l-au catalogat pe Iisus Hristos? După ce au fost vindecați cei doi orbi, după ce mutul care era posedat de demoni a fost eliberat și a început să vorbească, ascultați și au zis versetul 34, farisei ziceau, cu ajutorul Domnului dracilor scoate el de hm. Vă dați seama cât, cât de gravă este această percepție eronată să-l catalogueze pe Iisus ca lucrând cu cel jâu. În cazul lui Malhu, Iisus Hristos ia urechea de jos din nisip, nu-i zice aduceți dezinfectant repede. Nu, a zis împotriva oricărei rațiuni medicale. Urechea aceea nu o șterge de praf, nu avem dovezi că pune un șervețel umed că nu era inventat. Nu zice aduceți un pic de apă să o șlefuim. Nimic. Urechea cu praf infectată, da? O ia de jos și o pune urechea așa în fost. Asta e vindecare supranaturală. Nimic de nivel show Nimic șocant în manifestarea Mântuitorului. Totul într-o stare de naturalețe spirituală, echilibru deosebit. Să știți că vindecările Domnului așa se manifestă. Vindecările Domnului n-au nevoie de promovare. Dar uitați-vă ce mă miră aici. Marcu 6 cu 5. Argumentul faptului că nu toți bolnavii vor fi vindecați. Și argumentul faptului că Dumnezeu, deși poate să-i vindece pe toți bolnavii, nu i va vindeca pe toți. Uitați-vă ce spune cu 6,5. A intrat în Nazaret. S-a dus la colegii lui de la școală. Lăsați-mă să actualizez. S-a dus la colegii lui din tâmplărie, la oamenii care l-au cunoscut cel mai bine. S-a dus la foștii lui colegi, prieteni de copilărie, da? Vecini de stradă, tipă uriță. Că într-un sat ca Nazaret, toți să știau, sigur. Și Biblia zice, n-a putut să facă nici o minune acolo. Și un alt verset zice, și se mira de necredința lor. Doar și-a pus mâinile peste câțiva bolnavi din nou actul punere mâinilor. Nu punește din degete. Nu sare, nu țopăie, nu jahaina să ce peste oameni. Totul e super obișnuit, aparent. Dar este cu autoritate. Și-a pus mâinile peste câțiva bolnavi și a vindecat cum procedea Isus? vă spuneam că s-a întâlnit cu zecele proști la interferența dintre Samaria și Galilea, cele două regiuni, și ascultați ce le-a zis. Duceți-vă și arătați-vă preoților. Adică respectați prescripțiile ebraice pe care le-ați primit până azi. Respectați că preotul vă va spune dacă sunteți voi vindecați sau nu, nu eu vă spun. Uitați-vă că i-a trimis pe tatăl slujbasului împărătesc și a zis du-te, fiul tău trăiește. Ioan 4, 49, 50, un tată disperat vine la Iisus Hristos și zice Ai milă că am un singur băiat și aproape să moară. fie milă de el și vindecă-l. Hai te rog frumos la noi acasă și vindecă-l. Și Iisus Hristos se uită în ochii lui și zice Eu nu e necesar să vin la tine acasă. Uite, acum îți spun că fiul tău trăiește. Adică nu doar că s-a vindecat sau s-a, ameliorat problema lui medicală. Trăiește, adică trăiește de acum încolo mai bine, e sănătos total. Și când s-a întors acasă bărbatul acesta, i-a întrebat pe toți oamenii că au venit și au sărit în ușă la el și au spus băiatul tău e mai bine, e mult mai bine. Și a zis, v-ați uitat de curiozitate la ceas când s-a făcut mai bine? Și a zis, la ora asta. Păi exact la ora asta mi-a spus Iisus Hristos, du-te, fiul tău trăiește. Asta înseamnă autoritate. Asta înseamnă lucrare supranaturală a Domnului Isus Hristos și a Lui Dumnezeu. Prin slujitorii Lui o să vedem imediat. Uitați-vă că la Betesda este un bărbat olog de 38 de ani, dependent de targă. Nu știu cine l-a adus, dar e atât de frustrat în viața lui că n-are pe nimeni. Ăsta când se uita la telefon, toate datele lui de contat erau busy, ocupați. Nimeni nu răspunde la telefon. Nimeni nu are timp pentru el. Când Isus Hristos îl întreabă, un străin aparent de 30 de ani aproximativ, zice, vrei să te faci Sănătos? Păi de o viață întreagă am vrut, de 38 de ani, de când am aflat că sunt paralizat, din primul minut am vrut să mă fac sănătos. Ce întrebare e asta străine? Era întrebarea vieții lui, o întrebare de o viață. Și nici măcar nu-i răspunde la întrebarea asta. Bărbatul ăsta zice lui Isus: n-am pe nimeni. Că cea mai adâncă durere a unor oameni e că n-au pe nimeni că au cu cine vorbea să vorbească nici performanțele lor profesionale, nici faptul că li s-a crescut salariul, nici faptul că-s jos, nici că sus, nici că jos, nici că au succes, nici că au insucces, n-am pe nimeni, zice el. Și întotdeauna problema noastră este concurența, că sunt o grămadă bolnavi și când unul vrea să sară în scăldătoare pentru că îngerul a tulburat apa și știe că primul care coboară în din Betesda e vindecat, n apuc eu. Iisus s-a uitat cu multă simplitate, n-a făcut niciun gest și a zis, Scoală-te. Ridică spatul. Și umblă. Paralizatul pe targă de 38 de ani primește capacitatea să se ridice prin credință să ia patul în spate și să umble. Se minune. Da, Dumnezeu și astăzi face minuni. Slăvit să fie Domnul. Cum procedau apostolii? la legat de acțiunile de vindecare, uitați-vă, Biblia spune Marcu 6 cu 13, scoteau mulți draci și ungeau cu un de lemn, rețineți, inclusiv în Evanghelii, pe mulți bolnavi și vindecau în numele Lui Iisus Hristos, bineînțeles, Uitați-vă, stăpâni, au stăpânire peste toți dracii și să vindece bolile cei 12 ucenici, Luca 9 cu 1. Uitați-vă, această lucrare de punere a mâinilor pe care o aveau ucenicii cei 12, nu, nu și Maria, mama Domnului și femeile, da? Rețineți, nu găsim nicio femeie care să pună mâinile peste cineva care să fie vindecată sau vindecat. Uitați-vă, a întins mâna la fapte 3, la poarta frumoasă, cine? Petru, la prins de mână pe slăbănogul acela care era olog din naștere la poarta frumoasă și a zis în numele lui sus. Aur și argin nu avem, dar ce avem îți dăm. În numele lui sus. ridică-te și umblă. S-a ridicat? S-a ridicat sau nu? Pe cum? La o simplă frază s-a ridicat? Omul ăla s-a ridicat. Nu trebuie să faceți nimic ca campanii de evangelizare, mișcări, rafa. Nu! Nu-i nevoie. Nu-i nevoie. Înțelegeți? Nu-i nevoie. Este o lucrare clară, simplă și biblică. Punerea mâinilor din partea ucenicilor l-au prins de mână în numele lui Isus, a ridicat în picioare. Uitați-vă că lui Publius zăcea ampat, pat, bolnav de friguri și de ordinare. Pavel s-a dus la el, s-a rugat, a pus mâinile peste el și l-a vindecat. Fapte 28 cu 9. E simplu, nu? S-a rugat, a pus mâine peste el și le-a vindecat în numele lui Isus. În toate cazurile unde au procedat ucenicii apostolului după ce Isus Hristos a lăsat la cer în Cartea Faptele Apostolilor, regăsim această realitate. Era nevoie de credință și credința era pusă în numele lui Isus. Da? Fapte 4 cu 30, să se facă tămăduiri, se roagă ei, minuni și semne prin numele robului tău celui sfânt, Isus. Tămăduiri, minuni și semne în numele robului tău celui sfânt, Isus. Petru s-a uitat la Enia, care era bolnav și el era slăbănog și a ascultat ce spune Biblia. Enia a zis, Petru i-a zis, Enia, Isus Hristos te vindecă. Scoală-te și fă spatul. Și uitați-vă ce spune Biblia și Enia s-a sculat în dată. Fapte 9.34 nu lovește, domnule, nu-l atinge, nu, nu, face lucruri din astea care să șocheze, nimic. Fapte 14 cu 9 și fiindcă a văzut că are credință. Apostolul Pavel în listra, la un alt loc din listra, din nașterea acesta, când a văzut că are credință ca să fie tămăduit, a spus să fie ridicat, de și umblă. S-a ridicat și umblă. Evrei 11 cu 34, prin credință, au stins puterea focului, au scăpat de ascuțisul săbiei, s-au vindecat de boli, prin credință. Așa lucrau apostolii. Cum trebuie să procedăm azi? Cuvântul Domnului spune în Evanghelia după Iacov, mărturisiți-vă unii altora păcatele și aici, în context, noi am mai vorbit și cu altă ocazie și repetăm acum că e foarte important să avem învățătură corectă biblic, este vreunul, versetul 13, Iacov 5, printre voi în suferință, în primul rând să se roage. Deci primul lucru pe care trebuie să-l facă un om când este în suferință este să se roage. El, personal să se roage. El, el să facă rugăciuni până când realizează că chiar s-a rugat. El să se roage. Nu doar slujitorii să se roage. Nu să trimite în primul rând bilete pentru rugăciune. El să se roage. Nu trimiteți cervețele pentru rugăciune cu un de lemn și nu solicitați rugăciunea slujitorilor dacă nu v-ați rugat în prealabil. Dacă n-ați făcut din rugăciune o prioritate, ești în suferință, trebuie să te rogi. Este vrunul printre voi cu inimă bună să cânte cântără de laudă? Este vreunul printre voi bolnav să cheme pe prezbiterii bisericii și să se roage pentru el după ce îl vor unge cu un de lemn în numele Domnului? Rugăciunea făcută cu credință va mântui pe cel bolnav și Domnul îl va însănătoșa și dacă a făcut păcate, ei vor fi iertate. Mărturisiți-vă unii altora păcatele. Cine sunt unii și cine sunt altora? Păi bolnavul prezbiterilor sau prezbiterului, depinde cât sunt prezenți. Și rugați-vă unii pentru alții, aici cine se roagă? Păi se roagă și bolnavul, doar în primul rând prezbiterii se roagă pentru bolnav, unii pentru alții ca să fiți, să fiți vindecați. Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. Este motivul pentru care o ungere cu un delemn în mod normal se face după mărturisirea păcatelor. Eu personal, oamenilor cu care vorbesc, le spun întotdeauna, aveți ceva de mărturisit? Și le repede câteva ori, până când își dau seama la ce mă refer. Dacă spun că n-au cum, eu le fac ungerea cu libertate în Hristos, crezând că ce-au spus este adevărat, dacă Duhul Sfânt nu dă nimic prin dar de cunoștință, bineînțeles, și fiecare și asumă dacă minte să spună adevărul. Deci rețineți rugăciunea personală când ești bolnav. Eu nu înțeleg pe oamenii care atunci când se îmbolnăvesc se lasă de păcăință. Pe oamenii ăștia nu înțeleg. Și deci oamenii ăștia nu pot să înțeleg. Am mari dubii dacă sunt scuzi din nou sau dacă a fost vreodată. Păi când ți -e greu în viață, exact atunci ai momentul în care să te rogi mai mult. Înțelepciune înseamnă când ți-e greu în viață, mai mult să te debarasezi de orice lucru care crezi că te, îndepărtează de Hristos, care te zmulge de pe drumul lui Dumnezeu și să crezi mai mult. În momentul să faci tot ce ține de tine ca să scoți afară tot ce e rău din viața ta. Da? Să faci curățenie, să fii neprihănit. Că dacă nu rugăciunea, deja ai fierbinte. Poți să strige sară tavanele dacă nu i neprihănire, dacă nu i viață sfântă cu Dumnezeu. Apoi, conform Scripturii, să chem pe prezbite sau pe pastorii bisericii, da? să se realizeze mărturisirea confidențială, să se realizeze în timpul rugăciunii ungerea cu de lemn și toate lucrurile acestea să fie făcute în numele Domnului Isus Hristos cu credință. Nu trebuie să aibă credință doar slujitorul, trebuie să aibă credință inclusiv bolnavul. Haideți să vedem care au fost atitudinile ultimele două slide-uri, atitudinile celor care au fost vindecați. Oare au făcut mișcări, sărituri? Uitați-vă! Luăm câteva cazuri, cele mai logvente în manifestări vizibile, da? Femeia care avea hemoragie de 12 ani, zice Biblia, după ce a fost dată pe față, Luca 8 cu 47, a venit tremurând, asta înseamnă emoție și respect, nu și-a luat un steag să sară pe scenă, să, să da păstă cap, să facă nu știu ce sforă nu. Nu a făcut sală în biserică, sorry. Nu a ridicat altă, nu, nu a zis nimic. Au venit tremurând, semn de respect, atitudine de pioșenie, tremurând. Uitați-vă ce zice Biblia s-a aruncat jos. Pe spate sau în față? S-a aruncat jos înaintea lui, înaintea lui jos. Și a spus în fața întregului norod, din ce pricină se atinsese de el, cum de a avut curajul să-l atingă. Ce respect avea femeia asta. Da, e adevărat că avea o interdicție să iasă în localitate, în public, pentru că oricine s-ar fi așezat pe un scaun pe care a vizitat ea în prealabil, trebuia să se curețe timp de șapte zile. Și avea emoție foarte mare cum de s-a atins și cum fusese vindecată numai decât, adică imediat, instantaneu. Apoi evrei 11, um, uitați-vă, s-au vindecat de boli prin credință. Au fost viteji în război, au pus pe fugă oștile vrăjmașe prin credință. Manifestări. Au stins puterea focului. Dar cum s-a întâmplat asta? N-au aprins ei un foc și apoi s-a de cum se stinge. Focul a fost aprins de adversarii lor. Războiul nu l-au început ei, ca să arate că birul războaie. Adică au fost situații care n-au fost premeditate, n-au fost regizate. Au fost situații nedorite, venite peste viața lor, pe care prin credință Domnul i-a ajutat să se transforme în binecuvântare. Atitudinea oameni care au fost eliberați de demn, cum a reacționat? Uitați-mă cum îl descrie un tată pe unul dintre băieții lui, sau pe băiatul lui. Îl apucă un duh, deci nu Iisus face asta, asta nu e activitate a slujitorilor lui Dumnezeu, da? Îl apucă un duh și deodată răgnește. Deja e o atitudine care nu e normală, nu e obișnuit. Duhul îl scutură cu putere, până în momentul ăsta Iisus nu face nimic pentru el. Ce face omul acesta este în afara intervenției lui Iisus, să ne înțelegem, da? Așa că băiatul face spume la gură, Iisus încă n-a făcut nimic pentru el, și cu a nevoie, se duce Duhul de la el după ce l-a stropșit de tot. Da? Am rugat pe ucenicii tăi să-l scoată și n-au putut. De ce? Pentru că Domnul Iisus Hristos a zis, fiți atenți, eu v-am trimis să scoateți toți demonii, dar există demoni care nu ies afară decât cu post și cu rugăciune. Cu post și cu rugăciune. Dar nici ucenicii tăi n-au putut, Isuse. Da, pentru că există tipuri de demoni, a zis Iisus, care nu ies afară din oameni decât cu post și cu rugăciune. Și am întâlnit astfel de demoni care au fost oameni. Sunt unii care atât de falsi sunt, domnule, așa de bine se maschează, se pliază pe sistem, tot în regulă, dar de fapt în viața lor există păcat. Și dacă nu intri în post, și dacă un demon de ăsta atacă vreo familie, poate să o zdruncine dacă familia aceea nu se unește în post și în rugăciune. Vă recomand asta, e foarte important. Uitați-vă, o altă manifestare. Pe când venea băiatul, e vorba de același băiat, da, din Luca 9, prima te descrierea pe care o pune bărbatul tatăl despre copil, către Isus, că Isus l-a întrebat cum s-a întâmplat asta. Pe când venea băiatul, dracul venea spre Isus, dracul l-a trântit la pământ. Nu Isus l-a trântit la pământ. Să înțelegem. Iisus încă nu i-a spus nimic. Prin simplu fapt că băiatul acesta posedat de demoni a ajuns în interferență cu privirea lui Iisus Hristos. Dracul a trântit la pământ, l-a scuturat cu putere, dar Iisus a certat Duhul necurat, a vindecat pe băiat și l-a dat înapoi tatălui său. Nu avem dovezi în acest caz când el a fost trântit de demon, băiatul acesta, că Iisus l-ar fi atins și apoi a fost trântit. Rețineți. Deci nu există argument biblic nicăieri în Scriptură pentru activități prin care oamenii îi aruncă pe alții pe spate și ci că așa intră în Împărăția Lui Dumnezeu. În Împărăția Lui Dumnezeu se intră prin credință, prin pocăință, prin iertarea păcatelor, prin mărturisirea lor implicit și prin urmarea lui Isus Hristos cu multă atenție. Vă, invit să vă ridicați. Aș vrea să stăm în prezența lui Dumnezeu cu multă seriozitate. Văzăturile care sunt la ora actuală în România și care vor să ne bată la porți sunt foarte diverse și dacă nu avem argumente biblice, o să avem mari probleme de interpretare, dar mai ales când ești într-o boală, satana o să vină să-ți spună, tu te că ce o să pierzi? Da, o să pierzi. Să știi că o să pierzi pentru că o să-ți intre în suflet, în minte și în inimă o lucrare străină. Aș vrea să stați cu toții cu ochii încheși. Aș vrea să-i cer lui Dumnezeu discernământ spiritual. Aș vrea să stai înainte lui Dumnezeu cu multă seriositate, Să-i spui Domnului, Doamne, eu aș vrea din toată inima să demonstrez că te iubesc. Nu vreau declarativ, Doamne. Vreau cu viața mea, Doamne niciodată să nu mă las să mă rătăcesc. Să știți că am cunoscut surori, una dintre ele a fost sui, cu soră de a mea, care a zis întotdeauna, Doamne, dacă vreodată vei îngădui să intre în interferență cu mine sau în zona mea, în aceeași clădire, în aceeași cameră, un proroc care nu e adevărat, nu lăsa mie să -mi vorbească. Și știți că niciun proroc fals nu a avut nicio, -a avut, -a avut nicio prorocie pentru ea? Pentru că tu trebuie să fii foarte sincer cu Dumnezeu. Tu trebuie să fii foarte corect. În lumea asta spirituală, a demonilor, a diavolului, există o interferență puternică cu lumea realității lui Dumnezeu. Pentru că satana imită tot ce face Dumnezeu bun și vrea să imite chiar lucrările de vindecare. Noi trebuie să rămânem lângă Scriptura lui Dumnezeu. Noi trebuie să rămânem lângă realitatea împărăției lui Dumnezeu. Noi trebuie să zicem lui Dumnezeu, Doamne, nu ne lăsa vreodată șelați, vrem să iubim împărăția Ta. Vrem să credem în numele Tău, Doamne. Tu ne-ai chemat la mântuire nu ca să ne pierdem în lumea aceasta a păcatului. Atunci când cineva provoacă sau pretinde că a derulat o vindecare și păcatul rămâne nemărturisit și păcatul rămâne practicat în viața acelui om. Aceea nu-i vindecare divină, este vindecare satanică. Și vremurile din urmă spune în Cartea Sfântă Biblia că ei se va permite temporar diavolului să coboare și procului mincinos, chiar foc din cer să impresioneze pe un oameni care fug după șoruri și după minuni, fără argumente, fără trăire, fără Biblie citită, fără umblare cu Dumnezeu. Așa să stai înaintea lui Dumnezeu și dacă a fost vreodată în viața ta o dorință specială pentru o minune, pentru ceva elogven, pentru ceva vizibil, pentru ceva șocant și poate a fost atras în mintea ta de lucrurile acestea, să spui Domnului, Doamne, iartă-mă în această seară. Am nevoie de lucruri care e curată, Doamne. Am nevoie ca sângele Tău să se coboare peste mintea mea, peste sufletul meu. Am nevoie ca Duhul Tău cel Sfânt să vorbească într-un mod personal. Doamne, ajută-mă să nu mă pot dezlipi de Scriptură niciodată. Nu mă lăsa vreodată vreun duh de înșelare, vreun duh, Doamne, care bate la porțile României și care de mult a fost în alte părți ale lumii, să mă atragă vreodată. Vreau cuvântul Tău, Doamne. Vreau o trăire curată, Doamne. Vreau o rugăciune înflăcărată, dar a neprihănirii mele. Argumentul să fie credința mea Curată, Doamne. Argumentul o să fie îndepărtarea mea de păcat în fiecare zi și din iubire pentru Tine, Doamne, să rămân aproape de Tine. Și dacă o de vreodată o să mă lași în suferință, Doamne, eu te iubesc chiar dacă nu mă vindeci. Eu te iubesc chiar dacă nu-mi rezolv problemele. Eu te iubesc chiar dacă mă părăsesc prietenii. Eu te iubesc chiar dacă oamenii nu mă înțeleg. Eu te iubesc, Doamne, chiar dacă oamenii vor da cu pietre în mine și vor striga după mine cum au strigat după Tine. Lucrează cu cel rău, nu lucrează cu Dumnezeu. Să fie o viață curată în sufletul tău, să fie o inimă dedicată prezenței lui Dumnezeu, să fie sufletul tău lipit de Domnul, să te alipești total de Dumnezeu, încât să nu poată să intre între tine, între tine și Isus Hristos, nici o învățătură greșită, nici o învățătură a dracilor, nici o lucrare satanică, nici o lucrare de înșelăciune. Duhul lui Dumnezeu să fie în viața ta, în vasul inimitale până la 100%, la 100% să meargă sus de tot până la ieșirea vasului, până când acolo aproape să dea peste el că Duhul Domnului nu iese afară. Să-i spui Dumnezeu, Doamne, umple-mă cu Duh pe mine, Doamne. Dăm -mi un sensor spiritual special, dăm un Duh de deosebire a Duhurilor, Doamne. Ajută-mă să pricep care e învățătura dracilor, care e foarte fină, care e foarte atentă și care se pliază foarte mult pe învățătura curată. Vreau să lucreze Duhul lui Dumnezeu peste fiecare dintre noi. Ebradica Tomena Divaraot simt cum Duhul Sfânt este prezent în locul acesta. Simt că puterea Domnului este prezentă să te atingă și pe tine și sufletul tău să fie rededicat în prezența Domnului și să-i spui, Doamne, vreau mai multă pocăință, Doamne, vreau mai multă apropiere de cuvântul tău, vreau mai multă îngustimea calei, să fiu pe calea îngustă care este numită Isus Hristos, care ajunge în raiul lui Dumnezeu, Doamne. Nu vreau o formă de evlavie, nu vreau să stăgăduiesc puterea, Doamne, nu vreau minuni fără de o stare curată cu tine.